Bună ziua, vă spunem pentru o conferință de presă, scurte declarații de presă la final de campanie. Vă mulțumim pentru prezență la conferința noastră de presă a Partidului Național Liberal în sediul Organizației Municipale Piatra Neamț. Pentru început am să-l rog pe domnul senator Eugen Țapu să aibă o intervenție, urmând ca domnul primar Chitic să continue, iar cu permisiunea dumneavoastră voi închide eu. Vă rog, domnule senator. Da, mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu pe toți reprezentanții mass media. Am intrat pe ultima sută de metri a campaniei electorale. Vreau să vă spun că împreună cu colegii din tot județul am ajuns până în ultimul cătun din județ și am tras împreună anumite concluzii, anumite trenduri, stând de vorbă cu nemțenii. Un prim lucru grav, spun eu, este un adevărat exod al tinerilor în ultima jumătate de an spre străinătate. Și aici va trebui ca să intervenim atât prin sistemul de educație, cât și prin sistemul economiei naționale, prin guvern. Al doilea trend este unul îmbucurător pentru noi, pentru Partidul Național Liberal, și anume că nemțenii, în marea lor majoritate, vor schimbarea acestei coaliții toxice care se află în fruntea statului român, formată din PSD și ALDE. De aceea fac un apel către toți cei care doresc schimbarea să vină duminică pe 26 mai la vot și să-și exercite acest drept constituțional. Vă spuneam acum vreo două luni că această coaliție PSD-ALDE efectiv vrea să scoată România din Uniunea Europeană și să o îndrepte înspre Rusia. Ați observat cu toții cel mai important eveniment care a avut loc în timpul campaniei electorale a fost summitul Uniunii Europene de la Sibiu. Și ați observat cu toții cam cum sunt tratați de familiile lor politice, atât socialiștii europeni, îi tratează pe socialiștii noștri, pe PSD, cu indiferență, nici măcar nu i-au invitat la summitul socialiștilor europeni, pe niciun PSD-ist, nu Dragnea și Dăncilă, niciunul. Iar ALDE, la fel, au relații înghețate. Partidul Național Liberal, dacă ați observat, înaintea summitului Consiliului European, a avut loc și o întrunire a Partidului Popular European, cel mai puternic partid din Uniunea Europeană. Ați observat acolo domnul Ludovic Orban, domnul Rareș Bogdan, domnul Siegfried Mureșan, cum au întâmpinat-o pe Angela Merkel, pe cancelarul Austriei, pe președintele Comisiei, pe Tajani, pe președintele Parlamentului European, pe Tusk, președintele Consiliului European și liderii de dreapta. Asta spune că Partidul Național Liberal este singurul partid la ora actuală care este foarte bine văzut în Uniunea Europeană și care este în primul rând în familia lui, în Partidul Popular European, care, în urma acestor alegeri, va câștiga din nou alegerile europene și va da din nou pe Manfred Weber președintele Comisiei, președintele Parlamentului și președintele Consiliului European. În final, aș vrea să vă spun că e nevoie de fiecare vot și așteptăm cu drag pentru România, pe fiecare român să voteze duminică pe 26 mai, poziția 5 pe buletinul de vot, Partidul Național Liberal. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator. Așa este, 26 mai este o zi, un moment în care fiecare cetățean cred că are obligația să-și aloce jumătate de oră pentru a participa la vot pentru alegerile în privința votării listei candidaților la Parlamentul European. Domnule primar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, vă spun și eu tuturor și vă mulțumesc pentru participarea la această conferință de presă. Iată că ne apropiem de finalul unei campanii electorale
în care PNL a demonstrat încă o dată că este un partid modern, un partid european. M-am bucurat zilele acestea, atunci când am făcut deplasările în teren, de energia pozitivă pe care ne-au transmis-o tuturor sutele de prieteni cu care am intrat în contact în acțiunile electorale stradale pe care le-am organizat în municipiul Piatra Neamț. Prietenii au spus în marea lor majoritate că s-au săturat de guvernarea PSD și că sunt alături de candidații Partidului Național Liberal. Practic, programul prezentat de echipa PNL pentru alegerile europarlamentare cuprinde măsuri concrete adaptate nevoilor și realităților economice din România, cu efecte benefice pe termen scurt și mediu pentru comunitățile locale. De ce spun asta? Pentru că România se poate dezvolta prin dezvoltarea comunităților locale folosind banii europeni. Europarlamentarii PNL, colegii mei, se vor lupta pentru adoptarea cât mai rapidă a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, element care va accelera atragerea de fonduri din exercițiul financiar menționat. În calitatea mea de primar al acestui oraș, îmi doresc acest lucru, pentru că la Piatra Neamț am demonstrat că știm să atragem bani europeni. Important este ca la stabilirea fondurilor de care va beneficia România în următorii ani să fie prezenți oameni capabili să negocieze bugete cât mai mari, finanțări ale proiectelor care reprezintă priorități pentru comunitățile locale și totodată simplificarea procedurilor de absorpție, lucru foarte important, o piedică cu care ne-am confruntat în exercițiul financiar actual. Bani cât mai mulți să fie de la Uniunea Europeană, la Piatra Neamț suntem pregătiți să-i atragem pe toți. Colegii mei liberali, viitori europarlamentari, cunosc toate aceste lucruri. Merg în Parlamentul European cu temele făcute și hotărâți să se lupte pentru dezvoltarea fiecărei localități din România. Faptul că au cunoștință despre realitatea din acest oraș este demonstrat și de declarațiile numeroase pe care le-a făcut Rareș Bogdan, candidatul care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, în interviurile televizate, în întâlnirile cu cetățenii, unde administrația din Piatra Neamț a fost dată de nenumărate ori drept exemplu de bună practică. Vreau să îi mulțumesc cu această ocazie colegului nostru Rareș Bogdan, de care sunt sigur că va fi un partener pentru primarii din România în atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea comunităților pe care le conduc. Pe lângă fondurile alocate administrațiilor publice locale, europarlamentarii PNL susțin și alocarea de fonduri pentru antreprenorii români, cei care reprezintă motorul dezvoltării economice, pentru fermierii români defavorizați față de cei din celelalte țări membre ale Uniunii Europene și aflați astăzi într-o situație de dificultate, dar și fonduri pentru cercetare, domeniu important, dar aproape uitat de actualii guvernanți. Finanțarea acestor sectoare va genera locuri de muncă, creștere economică sănătoasă și va stopa exodul românilor spre țările mai dezvoltate ale Uniunii Europene. Românii vor să trăiască bine la ei acasă, iar cei plecați în străinătate s-ar întoarce oricând în România, lângă familiile lor, dar nu într-o țară condusă de PSD. S-ar întoarce acasă, într-o țară normală, în care să se simtă confortabil, în care să se simtă respectați la ei acasă, într-o țară în care să-și poată dezvolta o afacere sau să beneficieze de un loc de muncă plătit decent, la un nivel apropiat, măcar de cel din țările în care lucrează acum.
Europarlamentarii PNL pleacă la Bruxelles, hotărâți să susțină și alocarea de fonduri cât mai mari pentru dezvoltarea turismului în România, țară cu un potențial extraordinar în acest domeniu. Și acest aspect reprezintă un avantaj pentru Piatra Neamț, oraș cu un potențial turistic ridicat și recunoscut, cu proiecte deja gândite, dar aflate în acest moment fără finanțare, în zona dezvoltării turismului care să genereze dezvoltare și creșterea nivelului de trai pentru pietreni. Pentru toate aceste lucruri, invit pietrenii în număr cât mai mare duminică la vot. Îi rog să voteze Partidul Național Liberal, poziția 5 pe buletinul de vot, pentru un trai mai bun și pentru a fi respectați în Europa. Îi invit să voteze PNL și pentru faptul că Partidul Național Liberal este singurul capabil să învingă PSD. Îi invit totodată să răspundă da la ambele întrebări de la referendum pentru a susține statul de drept într-o Românie care să fie guvernată pentru oameni. Domnule primar, mulțumesc pentru invitația finală, pentru accentuarea mesajului corect de a se prezenta în primul rând la alegerile europarlamentare la vot și doi, de a vota conform conștiinței și solicitării noastre de a vota Partidul Național Liberal și da pentru referendum. În încheiere, cu permisiunea dumneavoastră, am să fac o scurtă declarație tot politică privind alegerile europarlamentare. Aș mai subliniat și cu alte momente și o întăresc și acum despre importanța acestui vot și importanța votului pe care îl vor da românii în următorii 2 ani de zile. Practic, am spus cu altă ocazie și o repet și acum, își aleg și își construiesc destinul, conducerea pentru o perioadă de 10 ani de zile. Și am să vă spun de ce. Votul de la alegerile prezidențiale va crea o emoție și va construi votul de la alegerile locale. Votul de la alegerile locale va defini configurația politică și pregătirea configurației politice pentru alegerile parlamentare. Vor urma 4 ani în care nu vor exista cicluri electorale, imixtiuni în activitatea politică a celor care vor lua decizii guvernamentale. Iar 2024 va fi un an în care vor fi toate ciclurile electorale în același an, și prezidențiale, și locale, și parlamentare, și europarlamentare. Guvernul care se va așeza în 2020 la masă, la masa Palatului Victoria, dacă va fi un guvern bun, consider că va putea să facă așa cum s-a întâmplat în Germania și în alte democrații din Europa, o construcție unitară a țării, o uniformizare și o dezvoltare și va asigura ceea ce are nevoie mediul de afaceri, în primul rând de predictibilitate și doi, de măsuri coerente și concrete pentru dezvoltare. Partidul Național Liberal are resursa umană pentru a asigura o astfel de guvernare. Prin fiecare persoană publică pe care a promovat-o, a dovedit acest lucru. Și revin acum pentru alegerile europarlamentare și vă spuneam de ce este important, este primul pas în această construcție pentru care Partidul Național Liberal se pregătește. Lista de candidați pe care a promovat la aceste alegeri europarlamentare este o listă care definește oameni bine pregătiți, respectați și care au făcut ceva. Când spun că au făcut ceva, vă dau și un exemplu pe care l-am dat și data trecută. Asigurarea unui serviciu de telefonie mobilă cu același preț în toate statele Uniunii Europene și pentru români este o dovadă pe care fiecare om care a ieșit în afara țării a simțit-o. Și aici este meritul doamnei Adina Vălean. Faptul că avem subvenții pentru agricultură, la fel ca în alte state, și s-au recuperat bani pentru pierderile celor care au suferit de pesta porcină, este meritul lui Siegfried Mureșan. Discover.eu este un program pe care iarăși europarlamentarii români l-au promovat, tocmai în ideea de a avea un acces liber, facil pentru tineri în Uniunea Europeană. Spunând aceste lucruri, vă cer și eu același lucru care vă l-au cerut și colegii mei la final de campanie. Să mobilizați lumea să vină la vot, considerăm că Partidul Național Liberal are o listă pregătită, bună, foarte bună, aș putea să spun, pentru a susține administrațiile locale în construcția axelor financiare 2021-2027 și pentru a veni într-un sprijin direct pentru administrațiile locale.
Piatra Neamț, Roman sunt două municipii care au administrație liberală, care au un grad de absorpție de fonduri europene de peste 150 de milioane de euro, dar care au necesități mult mai mari. Aici este nevoie să aibă un parteneriat direct la Bruxelles, un parteneriat care să le asigure surse de finanțare, fonduri eligibile pentru dezvoltare de turism, pentru dezvoltarea mediului de afaceri și asigurarea unui cadru facil și mai ales pentru dezvoltarea infrastructurii despre care am spus-o de foarte multe ori. Dacă nu este dezvoltată infrastructura mare, cred că cel mai bine este să o întrebați pe doamna comisar Corina Crețu de ce nu s-a întâmplat acest lucru. Noi vă asigurăm că europarlamentarii PNL vor face ceea ce au promis pentru România și vă rugăm, vă solicităm ca pe 26 mai să veniți la vot, să votați Partidul Național Liberal poziția 5 pe buletinul de vot și da la cele două întrebări de la referendum. Vă mulțumim! Dacă sunt întrebări... ceea ce tocmai nu-și dorea niciun partid din România, cel puțin declarativ. S-a tot discutat că există riscul unei creștere alarmante a acestor partide, inclusiv în România. Cum vedeți dumneavoastră situația? Propun să răspundă doar unul din colegi ca să nu monopolizăm. Vreți dumneavoastră? Da? Bun. Domnul senator. Da, avem cunoștință de întâlnirea aceea. Din fericire, Partidul Popular European, unde Partidul Național Liberal este membru, nu susține o Europa cu două viteze, susține o Europa unitară. Și tot din fericire, v-am spus și în intervenția mea anterioară, Partidul Popular European va fi câștigătorul acestor alegeri și va forma majoritatea în Parlamentul European. Cam atât am avut. Ce doresc ceilalți e problema dumneavoastră. Există un risc. Păi, uitați-vă și dumneavoastră la discursul PSD și ALDE. Credeți că întâmplător familiile lor europene nu-i mai primesc acolo și vor să-i scoată afară din familiile lor? Pentru că vă spun un lucru. Normal că PSD ALDE nu le convine apartenența noastră la Uniunea Europeană, pentru că acest club select, super select, are reguli. Iar una din principalele reguli este rule of law. Adică stat de drept și justiție independentă. Ori dumnealor le cauzează grav integrității statul de drept și justiția independentă pentru că nu pot sta în libertate aplicându-se statul de drept și justiția independentă. Înțelegeți? Și atunci sunt disperați și sunt în stare de orice, inclusiv de a scoate România din parcursul euroatlantic și a îndrepta înspre Rusia. Dar pe viitor, după această campanie, poate o să facem niște conferințe de presă și să intrăm mai în detaliu pe acest subiect. Că sunt foarte multe lucruri care vin și din domeniul economic să confirme ceea ce spun eu. În al doilea comentariu pe care vreau să faceți este cu privire la o declarație pe care un lider marcant al PSD, de la Fundeci, pe Vlad Marcoci, a făcut pe ieri. A trebuit că, cel puțin la Piatra Neamț, Partidul Național Liberal va câștiga și ținta electorală a Social-Democraților sunt chiar o distanță foarte mare. Îl rog pe domnul primar Dragoș Chitic să răspundă. Păi dovedește ceea ce noi spunem, faptul că PSD-ului este frică de rezultatul de la Piatra Neamț, orașul Piatra Neamț, un oraș cu oameni care știu cum să voteze, un oraș de dreapta, un oraș în care PSD niciodată n-a câștigat funcția de primar. Eu cred că e posibil ca domnul Vlad Marcoci să se înșele și diferența să fie mult mai mare de atât. Dacă mai sunt alte întrebări? Da, am și eu două întrebări. Domnul Vinca, vă rog. Chitite așa, chitite pe personaj. O primă întrebare de pe domnul primar, am văzut de pe două, trei zile mesaje de compăciuire. De la un politician care până mai e picat de scut de apăsat, de vorba de un defect la Sileva. Ultimul chiar este
dedicat personal. Cum comentați, pe scurt? PNL și Piatra Neamț și PNL Neamț are ușa deschisă pentru oricine vrea să poartă, să facă parte dintr-o echipă care funcționează pe principii corecte, pe principii sănătoase și care nu are decât un scop, să câștige alegerile în Neamț și să administreze bine județul și localitățile. Orice persoană care dorește să se apropie de PNL este binevenită. Apreciez mesajul domnului Panaite și apreciez totodată și modul în care și-a cerut scuze pentru ceea ce a spus în trecut. A doua întrebare este pentru domnul Cosmanciu. Nu o să vă întreb dacă v-ați spus cafeaua pe care spunea domnul Panaite. Întrebarea mea e mai cumva de spre o cunoaștere de substanță a campaniei. Dincolo de partide și de mesaje, cel puțin în moment virtual, în această campanie am asistat, cel puțin asta e părerea mea, la o agresivitate verbală dincolo de mesaj. În locul argumentelor, tone de insulte și în jurături pe creștinul acelor. Este un om echilibrat, cu anumite tendințe conservatoare de educație. Cum priviți dumneavoastră pentru azi și pentru mâine această agresivitate strict de verbiaj? Norocul meu este că partea de online e bine gestionată la mine și nu trebuie să mă consum foarte mult în a urmări limbajul neprincipial. Recomandarea mea este una simplă care a fost întotdeauna. Cred că o dezbatere corectă pe principii, valori, idei, întotdeauna va genera progres. În același timp, cred că, indiferent că e spațiu virtual, public sau privat, orice derapaj nu va aduce nimic bun în societate. Am aceeași recomandare pentru toată lumea, să rămânem în baza principiilor corecte, valorilor, să spun, creștin-democrate și consider că în momentul respectiv oricine își va găsi suportul pe care consider că îl are în funcție de valoarea politică sau profesională pe care și-a construit-o în timp. Nu recomand niciun fel, niciun clip, în niciun mod, un limbaj sau o manifestare neprincipială. Cred că și aceste două zile de final de campanie își vor găsi liniștea și vor veni în matca firească lucrurile, iar pe 26 mai, după ce se vor culege voturile și se vor vedea rezultatele, vom vedea că tot aceiași oameni suntem, tot pe aceleași străzi circulăm, tot în aceleași trenuri urcăm sau coborâm din ele, tot cu aceleași probleme ne confruntăm și cred că nu prin limbaj trivial putem rezolva ceva. Dimpotrivă, consider că orice democrație are la bază dialogul, iar dialogul înseamnă și respect. Din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal, eu ca persoană, vom oferi respect oricărui interlocutor, oricărui cetățean. Ca să nu fie interpretări de rapaje și exaltați peste tot, părerea mea, nu am contestat. Dar nu conduce PNL-ul la chestia asta, din ceea ce vă vedeam. La chestia negativă. Pentru încheiere, pentru a puncta, recomandarea făcută acum în fața dumneavoastră publică a fost de fiecare dată și în ședințe sau în discuții private. La un anumit moment, fiecare își va cizela conduita, poate și din PNL, dacă există astfel de colegi, tocmai pentru a vorbi doar într-o zonă pozitivă. A zis un lucru corect, dar cred că asta nu mai dorește nimeni, că vom circula pe aceleași străzi, cu aceleași trenuri. Acum, nu, am zis un lucru corect, dar n-am spus următoarea nuanță. Avem de ales dacă aceleași sau aceleași îmbunătățite. Noi v-am spus ce putem face. Și uitați, dacă vreți, fără să-mi fie înțeleasă greșit această afirmație. În 2015 eram într-o conferință de presă la sediul din Republici, era în luna aprilie. Și am avut o întrebare, este aici în sală persoana care mi-a adresat întrebarea, domnul respectiv, dacă cred că într-o guvernare social-democrată vom avea repede autostrăzi. Și am spus că nu văd repede. Aveți de ales. Toți avem de ales. 2015 este declarație publică, se găsește. Am avut de atunci și până acum guvernările care le-am avut. Avem de ales între a avea un modernism pe care să-l îmbrățișăm și să-l trăim sau a rămâne într-o zonă
etatistă pe care o trăiește în momentul de față România. Trebuie să recunoaște totul că s-a dublat numărul de kilometri de autostradă din Suceava. Cu ăla de la Suceava, probabil. De la 0 la 1 e distanță. Da. Comicul de situație ne poate ajuta, dar nu ne salvează. Și la spitale a rămas tot 0. Dacă îmi permiteți o completare la întrebarea care mi-ați adresat-o, iată că astăzi am văzut și un mesaj pozitiv din partea domnului Adriana lui Gheorghe, o persoană importantă, o persoană cu notorietate, o valoare culturală a orașului Piatra Neamț, un mesaj de susținere a PNL-ului, ceea ce confirmă ceea ce spuneam și la începutul discursului meu din conferința de presă, că din ce în ce mai mulți oameni se alătură Partidul Național Liberal cu mesaje de susținere, pentru că au înțeles ce poate, între ghilimele, PSD și faptul că atât timp cât PSD va guverna România, țara va merge într-o direcție greșită. Toate astea, cred că președintele executiv al președintelui Cadencil a anunțat că va participa la referendum și că va vota. După ce a venit de la Hunedoara, nu? Da, cumva. Bine, în încheiere, dacă îmi permiteți să închid, pentru că domnul primar a anticipat un lucru pentru care îi mulțumesc și dacă nu sunt alte întrebări, am să închid în următoarea formulă. Vreau să-i mulțumesc și eu, am citit dimineață mesajul domnului Adriana lui Gheorghe. Vreau să-i mulțumesc pentru poziție, apreciez faptul că a avut puterea să exprime corect ceea ce gândește și ceea ce știm că gândește de foarte mult timp și argumentat și făcând acest lucru vreau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut în activitatea lui profesională pentru județul Neamț. Consider că este o persoană care a reprezentat corect și a făcut promovare pozitivă județului Neamț și îi doresc succes, iar în măsura în care vom putea, noi, Partidul Național Liberal, vom fi alături de domnia sa în demersurile viitoare. În egală măsură, făcând această mulțumire, vreau să vă fac și dumneavoastră, celor care sunteți astăzi aici, un apel. Fiecare în privat avem intimități, avem interese și suntem, să spunem, mai mult sau mai puțin preocupați de cum să dezvoltăm familia, business-ul. Dar alegeți în direcția corectă, pentru că ceea ce veți alege, veți alege pentru foarte mult timp. Vă mulțumesc și Doamne ajută să avem gândul cel bun pe 26 mai.